Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit pe canalul vostru favorit, cine favorit de YouTube. Astăzi suntem în weekendul horror, în caz că nu ați realizat, ne jucăm jocuri horror, desigur. Nu am mișcat de mult timp și am venit să mai încercăm așa din când în când să vedem reacția publicului. Ne place, Rafael, nu ne place. Bun, The Night Way Home este un joc o grafică puțin mai ciudățică, dar voiam să mă flexez pe voi acolo și să vă arăt că am 800 de frame-uri și măcar nu cred că se vede. Deci suntem bine și este o fată foarte înaltă de care trebuie să fugi. Hai să dăm new game să vedem care e faza. Deci, tu ești o fată din Japonia, dar care vrei să te duci acasă, dar te urmărește cineva și nu te lasă în pace. Și un monstru. Bună, Dimi! Cât este ceasul? A plecat deja la muncă. N-avem voice acting aici, că e 3 euro jocul, deci e de buge, băieții. Dar vă traduc eu. Oh, dar n-are ochi, ești nebun. Am găsit o fată de liceu, mă rog, o fată de la liceu lipsește. Ieri la ora 8, care, mă rog, se crede că, în drum spre casă, after an extracurricular activity, when is, deci a dispărut. După ce a făcut ea o activitate de asta, în fine. Cât este ceasul, va fi târziu. Mă rog, ideea e că a dispărut fata, ok? Și ce se întâmplă? Nikita, ai auzit? Fata de... from the next school. Next school, gen, cred că se referă la școala de lângă ei sau ceva. Ea lipsește de ieri. Știu, fata. Cred că era la stația de metrou. Cred că la asta se referă. Așa este. She left her friend at the station and hasn't been seen since. She said, ea a spus că și-a lăsat prietena la stația de metrou și n-a mai văzut-o. Deci o altă prietenă, gen... ok, a lăsat... povestea cealaltă prietenă, știi, am lăsat-o la stația de metrou și pe n-a mai văzut-o, ok. She told her friends that she didn't want to go... le-a spus prietenul că vrea să ducă acasă, corect. Sucuribida și Jazz Runway, a fugit de acasă, oare? Poate. Dar nu e înfricoșător pentru faptul că n-a fost găsită? Tascata. But I wouldn't run away. N-aș fugi. Rumor says that... domestic violence? I feel sorry for her. Da, probabil avea... deci... e... zvonurile spun că ar fi fost violență domestică. Na, ca și cum nu s-ar fi înțeles în familie. Ar fi fost... ar fi avut probleme în familie și că de-aia ar fi fugit de acasă. Nici una și-a cu față. Sper că o găsesc curând. Zice ea fata că dacă aș fi avut și o probleme acasă, nu aș fi reușit să fac față. Ok, și acum bubuie urechile. Nu vreau să mă duc acasă, hă? Știi? Nu vreau nici eu să mă duc acasă, deci sunt fetele care vorbesc. M-aș simți singură. Știu, mama... a mea nu mă place atât de mult, dar... ok. Oh, începe! Shoot, man! W se dă ca să ne mișcăm. Wow! Pe ce apăs? Left mouse button to interact. Mamă, sunt o fetiță și sunt la metrou, băieții. Bă, e nebunie, ia. Opa. Deci noi nu suntem singuri aici, ca să ne... al naiba. Ok, ok. De asemenea, băieții, G2A în descriere pentru jocuri mai ieftinaches. Și G-Fuel, am găsit pliculeț cu aroma lui PewDiePie, că n-am avut tabu pentru aromă, gen, știu, un pliculeț e o porție. Am pus și, sincer, e destul de bună aroma. Aveți codul RAF 12% reducere, link în descriere, livrează băieții în 2, maxim 3 zile lucrătoare, în weekend nu livrează, dacă nu mă înșel. Și destul de bun, sincer, deci aroma asta lui PewDiePie chiar e bună față de cealaltă cu Ninja, are două arome el. E una cu Ninja care e foarte nasoală, nu mi-a plăcut că e acră așa, mare așa. Use the escalator. Da, fata, hai pe escalator. Da, și aroma asta cu ceva așa mai răcoritor, nu știu. Dacă îmi spuneți voi ce ori fi astea, afine, ce sunt, dar sunt afine roșii. Habar n-am. Hai mă focalizăm și noi astăzi. Nu știu, sunt niște... habar n-am ce sunt alea. Și am mai găsit o aromă și cu asta încheiem. Am găsit niște pliculițe cu arome pe care nu le am. Asta e din Resident Evil, lol, cu Umbrella. O să încerc și pe asta. Am înțeles că cei la G-Fuel vor să planifică să aibă cât mai multe pliculițe cu toate aromele, ceea ce e o chestie normală. Este târziu!
Ar trebui să mă duc acasă repede. Hai că ne ducem acasă repede. Hai, fată. Vă zic că noi acum plecăm de la metrou sau ce s-a întâmplat? Practic n-am înțeles. Noi ne-am dus cu metrou într-o parte în alta așa cum vrei să ne întoarcem acasă sau... Nu-mi dau seama, băieții, dar like la video dacă v-ați speriat până acum. I want to hit the restroom, vreau să mă duc la vișeu. Să mă duc la vișeu înainte să ajung acasă. Ok, ok. Sigur, fata mea, sigur. Bine, episodul ăsta merge, o să intre seara. Doar că nu sunt 100% sigur, pentru că dacă pun seara, n-am episod pentru toată ziua și să-l pun doar seara e cam aiurea. Că vreau să pun doar un singur episod astăzi și mai probabil. În weekend nu sunt, nu e trafic atât de mult pe YouTube, din păcate. Probabil lumea e plecată în weekend și... Nu e baie aici? E la bărbați! Dar oricum nu e nimeni. E cam scary că nu e nimeni. Opa! Toilet! Opa, s-au de ceva! Bă, văd sânge în dreapta acolo! What do you mean, brodere? Stai un pic. Eu am pus așa un brightness mai mare. Bă, văd sânge! Nu se mai termină apa la veșeu! Fata, ești bine? De ce plânge, băieți? Bună! Hai că, bună! Dacă e dintr-o baie noaptea unde ești singur la metrou și sânge pe jos, hai că, hai! Ești în regulă? De ce plângi? Eu doar... Nu vreau să mă duc acasă. Cred că tot caracterul nostru vorbește. Oh! Și eu. A, ea nu vrea să se ducă acasă. Nu-mi dau seama care cum vorbește. Cred că cu... ghilimelele astea ea. Și tu? Își trage nas așa. Sniff, sniff. Mă gândesc că suntem la fel. Dar trebuie să ajung acasă. Nu, nu poți pleca. Ha? Dacă e o fantomă și gen fata asta a fost omorâtă aici și fantoma aici și nu era să plecăm. Oh shit, here we go. O, dar cât poți să plângi, pe bune, n-ai limită. S-a întors ea. Ce-a făcut, mă? What? Mi-a scrântit mâinile. E fantoma metroului care nu te lasă să pleci. Ce s-a întâmplat? Ha, trebuie să mă duc acasă. Sigur totul e în regulă și putem să plecăm acasă. Sigur. Apasă F ca să... îți scoți lanterna. Tap ca să deschizi inventarul. Poți să folosești scroll-ul ca să cauți prin item, gen prin inventar. Hello! A, uite asta e. Chestea pe sându. Nu e nicio fantomă aici, da? Sper că nu... Ce s-a întâmplat? Ai, e întuneric. Îmi este frică. Dacă stai la întuneric prea mult, bara roșie de anxietate va crește și dacă ajunge la maxim, te vei panica și te va simți inamicu. Inamicu? What do you mean, brother? Inamicu, be careful, you cannot interact while panicking. Deci probabil îți iei un fel de stun. You have to lose the enemy and calm yourself. Hai că mă... Mă duc la băieți la veceu. La veceu! Ce asta? Mă, ce e ăla? E din Roblox. Ești nebune, jucăm Robloxianu. Ok, adică... Hai să fim serioși, băieți. De ce ați dat click pe video-ul ăsta? Pentru că eu sunt un M pro gamer, cum s-ar spune. I'm a pro gamer. Iar eu nu mă sperie de pixel pe ecran. Come on, dude. Glumești? Adică mă sperie de niște pixel pe monitor. What the fuck? Mă, e o fantomă acolo? Ah, sunt zone... Sunt zone cu întuneric.
Măi, că ar trebui să dau sunetul un pic mai încet, că dacă îmi bubuie în urechi, îmi stă inima. Faza e că tu nu te sperii de pixel pe ecran, te sperii că îți bubuie în urechi. Mai ales eu cum am căști. Mai dar și am căști și nu mă sperii niciodată. Și nu-i bumă. Deci trebuie să stăm mereu la lumină. Păi și ăștia au camere aici, ar putea să mă depisteze. Da, 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 sunt o fetiță. Al naiba să... Security room, locked. Super, ne trebuie o mică cheiță, băieții. Ok. Ce s-a auzit? M-a bătut la mine în cameră sau? What the freak, man? Manule, dușmanule. Ok, hai să ne revigorăm puțin, să ne revenim. Nu ne speriem de pixel pe ecran. Ce am luat, mă? Ah, cred că puteam să iau, mă, sticărele alea. Cum era stickerul ăla cu Roblox? Frate, nu înțeleg ce se întâmplă. Che se viene? Che se viene? Che se viene aqui? What the fuck? What the fuck se întâmplă? Dude! What? Mă așteptă după colț, safe progress? Ce progres să salvez? Vai, mamă, ce mă, la Slenderman femeie? Fie că am găsit nevasta lui Slenderman. This is the only way to... doar pe aici putem să ieșim. Cred că trebuie să găsim o cheie, mă, cred că aia trebuie să facem noi. Bă, ce se aude? Dude, what the fuck se întâmplă? Uite câte picioarele are! What? Mi-a stat inima. Inima mea bate. Deci pe aici nu putem să trecem pentru un motiv sau altul. Trebuie să înțelegem toată harta, practic. Deci dacă se umple bara aia roșie, o să mă găsească. Mă înțelegi? Cam mai e șchepsisul. Ea s-a dus la stânga acolo. Și faza e că noi de acolo, noi acolo trebuie să ne ducem. Exact unde s-a dus ea. Schie. Uite mă, ăsta puteam să-l iau de aici. E cap de... cap de ciupercă. Dirty paper with writings. Adus aminte de cheia de securitate din locker. Don't forget it's at the top row of the west locker. Ok, deci e într-un de la... e într-un... de la de... ce aici? Nu știu dacă... telefonia, mi-ar fi prins bine o hartă, nu mai știu unde e lockerul ăla. Eu mi-am făcut facecam-ul mai mic, știi, vreți să-l fac mai mare? I-am făcut facecam-ul cam mic, acum că stau să mă gândesc, m-am jucat... nu mai știu ce m-am jucat, ce trebuie să fac facecam-ul. Roblox, nu mai știu ce m-am jucat. Nu, m-am jucat mini motorway, mini... motorways, da. Nu! Hai mă, unde e lockerul ăla? Deci ăsta e... s-ar putea ăla să fie locul nostru de... Uite mă, aici era. Ok. Deci e asta roșu, arată ca un număr de telefon. Trebuie să ne întoarcem la telefonul ăla care mi se pare că e înapoi, s-ar putea să ne dă fantomă. Eu acum nu o să vorbesc non-stop. Bun. Telefonie. Mami, ai repede să mă iei de aici, că mă urmărești niște fantome. Moșii, moșii? Ok. Alo! Oane! Mi-ai închis, ești nebun? Păi e bună marmă asta. Vă recomand să o luați dacă... băgați o comandă, luați-vă și pliculețe cu desea. E dulce așa și acrișor. Ia că să dețiți ceva. What? Deci că e contrapția de aia de pe Minecraft cu redstone. Ia stai un pic să salvăm. Deci tot pe aici ne întoarcem, dar 100% dau de fantomă. Fantomiță! Nu. Ok, suntem bine. Nu e aici. Ha? Ba da!
Security room key. Mă, pe și-a luat omul ăsta, ce face? A, iată, eu pot să sar. Ha, a luat-o. Nu știam că pot să sar în jocul ăsta. Avem cheie la securitate, dar nu mai știu unde e ușa. Iubita, unde e ușa? Oh. Ia! Opa! Ce-am luat, mă? Așa, open the exit shutter. Ah, cred că a deschis ușa aia. Ok, cred că a deschis. Ok, am înțeles. Oh, vezi calculatoare, 3080-uri, chestii, trestii. Da, deci noi acum am deschis ușa aia. Fii atent că mă duc înapoi, vreau să mă duc înapoi la telefon ca să salvez. Sunt în siguranță. Am mai jucat eu Alan Wake, se numea jocul. Acum mult. Oh, ce m-am speriat. Oh, bă, ce faci, vii peste mine la veceu? Ei, satana, semnul crucii. Am jucat Alan Wake atunci când, singura oară în viața mea când mă jucam jocuri horror și nu filmam pe YouTube. Așa de plictiseală. Să mă joc și eu în joc horror, că ce se poate întâmpla? Dar atunci nu mai joc niciodată jocuri horror de plictiseală. Alan Wake era destul de mișto, era asemănător, trebuia să stai la lumină. Ca să te... să nu dai de monștri. Uite, aici e ieșirea, dar vreau să salvez. Ok. A, nu mă lua acum. Nu. Bate Cuba. Bate Cuba cu... Bă! Sunt... Yeah? Ce se întâmplă? Trebuie să-mi iau bicicleta. Hai că aia era, să-ți iei bicicleta. Dă o naiba de bicicletă, fugi cât poți cu picioarele. Ar trebui să fie la subsolul parcării. Ok, băieți. Tocmai ce sunt urmărit de un monstru de 3 metri care pare că e copilul lui Slenderman sau soția lui. Dar am o idee bună. Ce-ar fi să mergem la subsol? Sigur nimic nu se poate întâmpla având în vedere că mă urmărește un monstru de 3 metri. La subsol sună cea mai sigură locație. Yay! Numai bine, sar eu direct pe stradă și chem taxiul sau fac ceva. Trebuie să mă duc repede acasă. Da. E cam filmele alea horror când sunt niște prieteni acasă și haideți băieții și ne la subsol un pic, ce s-ar poate întâmpla. Gen jocuri horror în combinație cu subsol e perfect. Hai mă că pe aici n-are cum să vină monstrul ăla. Aici nu suntem la subsol. Hai mă, cum e întuneric, că suntem afară, glumești? What? Păi și lumina asta nu... Sunt mort. Cum nu merge lumina? Nu te cred că e monstru ăsta afară aici. Deci eu nu cred așa ceva. Fucking dead. Mă campează la ușă, what? Urcă pe scară! Aprinde-mă! Uite ce cucoșată e! Genial, naiba de cucoșat! A, mă, dar dă-mi o lumină ceva, gen pe bun... A, uite-mă aici! What? Mami mi-a adus un animal de jucărie de ziua mea. Doar cu el în fiecare zi. Genial, naiba de... Virial, naiba de ăla care ești. Ar fi bine să să zboare bicicleta asta, ar fi bine să fie electrică și să prindă 100 la oră. Deci e mașina aprinsă. A, uite-o pe iubita. Get juked, baby. Pa. Pa. A, naiba. Ia. Plânge. Crede și eu că plângi după ce te-a alergat un monstru de 3 metri. Bicicleta mea. Nu te cred că a fost furată. Oh, shit. Ah, asta e bicicleta, e turtită. Hai bă, furăm alta și gata. Ce ne mai bate în capul? Dar n-am văzut telefonul ăla să salvez. Nu știu câtă viață am, că nu putem să luăm hituri la infinit. Iubita. Ce?
There's no way I'm walking back home. Nu pot să merg până acasă? Trebuie să fie stația de autobuz. Am sânge pe picioare. Pă bune, bro. Onusa. Harae. E Harae? Spiritele rele urăsc chestia asta. Poți să o scoți pe Harae apăsând Q. O poți folosi ca să alungi răutat spiritele rele. Big Map a zis cumva? Mă, mi-a zis cumva Big Map? Cred că e glumiță, sau? Big Map a zis? Onision! Cred că e glumiță, sau? Nu numai că n-am hartă ca să văd. What? Ehe, șoferule, stai bă așa. I didn't have enough money to get on the bus. Nu am bani ca să mă urc pe autobuz? Am nevoie de 400 yen ca să ajung acasă? Hai că, cred că glumești. Cred că glumești. Eu așa cred. N-are și ea bani. Că ce se poate întâmpla? Pă bune, pleci de acasă fără bani în buzunar? Mergem așa pe ieftinache? Ei, satană! Ei, drace! Bun, deci trebuie să găsim bani. Adică n-are niciun sens, părerea mea, dar ok. Cred că ăștia sunt, mă, banii pe care îi aud. Aia auzeam eu. Deci trebuie să ne plimbăm și să căutăm bani. Ia uite că am găsit eu. Un Nissan. Stai departe. O, dar repede merge și poate. În sfârșit. Let's go, boys. Let's go, că nu mai găsim banii aia. Ho, calmează-te, ho. Trebuie să bag banii, mă, aia trebuie să fac. Bă, dar e stupid rău jocul ăsta. Credeam că trebuie să mai caut bani, trebuie să dai click stânga ca să-ți bagi câte 100. Ok, ok. Ne-am dus cu autobuzul, am venit acasă, unde am venit? Offering table. Na, am pus ăla. Ca să ne ferească de... Ia. Am desenat ceva și mami... Nu știu cum. What, a dispărut tot. Bă, nu știu unde mă duc. Cred că am ajuns acasă, adică... Nu văd nimic. What? Ia uite-l, mă. E? Iubita, ești bine? Hai că... E bine dacă este. Nici o problemă, mai ne mai împiedicăm și ne un pic. Hai la lumină, hai la lumină, că e jale. What? Nu prea înțeleg exact ce trebuie să fac. E labirint. Nu te cred. Deschide ușa! No shot, că e ușa încuiată. No shot, dude. Uite că e încă aici. Oh, yeah. Gate key. What? Deci, fata aia ne-a arătat. Le developerul jocului. Poți să ieși cumva? Cred că poți să ieși pe aici, nu sunt sigur. Stai un pic. Piwa, ho, bă, nebunie. Bă, a luat-o raz, n-am o fantomă asta, vă zic. Hai că m-am plimbat destul pe aici de am învățat harta pe de rost. Vai, eu nu înțeleg, gen, oamenii chiar să joacă jocurile astea off-camera. Mi se pare, gen, așa din plictiseală, wow. Presupun că îți dă un sentiment puternic, așa te mai sperie, te mai... față de alte jocuri. Dar niciodată n-au fost genul meu de jocuri astea horror. Joc doar așa, că e pe YouTube, știi, și mai facem. Acolo e un copil, dar nu mai duc. Păi, n-am ajuns mă acasă?
Aici era, mă. Bă, dar nu ai, nu știi pe unde te duci, mă, nu știi ce, nu se înțeleg. No, 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 no. Come on, merge, 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 bro. Oh, bă, nebunie. Vai, mamă, nu fuge, ce face femeia asta? Am apăsat eu pe un retry, am apăsat eu pe Snick sau ceva, mă? Mă, nu fugea, mă. Ia stai. În sfârșit! Cred că glumești. Deci, cred că glumești. Cred că a trecut, bă. E fantoma acolo. Cred că a trecut trenul. Da, bă, a trecut. Păi și de ce mai... De ce bipă e aia dacă a trecut trenul? De ce bipă e? Nu, nu, să-mi explice și mie cineva. La ce bipă e aia dacă a trecut trenul? What? Deci, cred că e cel mai stupid lucru din viața vieților mele pe care am văzut aici. Trenul a durat minim 3-4 minute ca să treacă. Gen, what? Și credeam că România trenul e în cea mai proastă. Nimeni nu are sens, bă, pui a bariera aia. Pui și 30 de secunde, un minut maxim. Am dat rotocolul de, cred că de 3-4 ori la toată parcarea. Am ajuns acolo, unde e casa mea din nou. Știu că e pe aici. Unele chestii n-au sens, mă, pur și simplu, și mă enervează. Fata care trăiește în clădirea 535 și face cu mâna în fiecare dimineață la geam, dar stă la pe al doilea etaj, nu-i văd fața, trăiesc vis-a-vis. I-am spus să se duc la etajul 4 ca să pot să-i văd fața cum trebuie. Nu fi ceva la etajul 4, omor-o pe aia, eu știu. Bă, bune, că merg prin tot cartierul. Da, mă, am văzut mesajul. Asta trebuie să fie clădirea. 35. Și care e ușa? Urcăm pe scară pe aici sau cum? Asta semn... Da, dar cred că e același semn al întrebării. E aceeași chestie. Da, da, da. Mă gândeam că poate ne dă vreun... Asta e casa mea? Nu merge cheia. Nu e casa mea. Asta e. Nu merge cheia, what the fuck? Ok. Păi tu nu știi care e casa ta, gen? Tot eu știu care n-am fost niciodată? Deci ăsta cred că e cel mai troll joc pe care l-am văzut vreodată. Îmi zice aici pe mesaj că, domnule, eu sunt din blocul 35 și că o văd pe fata aia la etajul 2. Și bă, ce se întâmplă, mă? Testez toate ușile de la 35, toate ușile din clădirea de vis-a-vis unde scrie pe mesaj. Și după aia, mă uit la frățiorul meu frumos pe internet, la un walkthrough frumos. Fata noastră locuiește în clădirea 41. Aici locuiește fata noastră, glumești? După 35, pe strada asta. Și gen la 50.000 de clădirea 35, că n-are niciun sens. Și nici băcar nu stă la etajul 2, stă la etajul 3 sau 4. What? Deci sunt atâtea clădiri încât trebuie să testezi ușa la toate clădirile. What? E insane, sincer. Ori e vreun detaliu pe care eu îl ratez, ori e pur și simplu insane. Că nu-ți spune unde e casa ta. Am ajuns acasă. Tadaima. Așa. Și ce se întâmplă acasă? Mi-a omorât familia. Nici acasă nu sunt în siguranță. Vai, mamă. Ce are de merge și e constipată? Ce are, bă? O doare stomacul după ta alergată, fantome. Ce e pe ușa aia? E poșta, ce e? Ia, la veciu! When aren't you coming back? Mă simt singură. Ce? E camera mea. Mă uit la ușa de intrare și se deschide ușor. Mama, tu ești? Hai că dacă chiar e monstru ăla, o iau razna. S-a apropiat de mine cu o față așa nedumerită. De ce? Ce faci?
Mâna ta ești rănită. Ai fost... Stai, am... o să am eu grijă de tine. Ok. Oh, a fost tăiată. Mă uit în jos și văd brațul meu sângerat. And the bed stained red. Și gen ca curs pe cearșaf. Eu... Ok. Ok, eu îmi bandajează, trebuie să s-a grăbit. Nu pot decât să râd puțin. Ți-ai făcut asta singură? De ce faci asta? Nu se uită niciodată la mine, mama mea. Mă uit la ea. Pot să văd că plângea. Ai avut o zi proastă? N-a zis nimic? E vina mamei tale, nu? Nu știu ce să zic, mă urăști. S-ar putea să fie vina ei, că dacă nu mai știu la începutul jocului, zicea că nu se înțelege bine cu mama ei acasă, sau cel puțin așa bârfeau fetele alea. Tears flowed from her eyes, I wonder if I... și my mother... N-am mai văzut-o pe mama mea că plângeam. E o mamă puternică că nu-și arată slăbiciunea. Îmi durea inima că plângea mama mea. Ok. Ok. Îmi pare rău că te-am împins atât de departe. Am îmbrățișat-o, plângeam amândouă, te iubesc, Rina. Mă rog, finalul fericit, probabil. Asta am putut să spun pe moment, fata aia. Mă întreb ce încerca să-mi explice. Se simțea la fel. Dar cred că ducea ceva mult mai greu în spinare, gen... avea o problemă mult mai mare decât a ei. Dar sunt în regulă. Ce aș putea să fac acum? Ok, întrebarea mea e cum vei mai putea dormi vreodată în viața ta? E întrebarea. După ce te-a urmărit un monstru pe afară și pe străzi și peste tot. Un monstru care zici că era Sonic. A zis cum mergea. Se ducea de... Wow. Ok, asta a fost jocul. Pentru 3 euro, I mean, nu prea am de ce să mă... N-am ce să spun pentru 3 euro, dar... Oh my god, niște... Bă, niște decizii așa ca și developer luate care n-au niciun sens. De ce a durat atât de mult să aștept după trenul ăla? Gen, 3 minute, cred că minim a durat, 3-4 minute, care n-au absolut niciun sens. Și apoi, vreau să mi-ai spus cineva în comentarii dacă se mă uită la video. De ce scrie pe pancardă că un tip sau cine era vedea o fată în clădirea 35 la etajul 2 și a zis să se ducă la etajul 4? Nu înțeleg, ce legătură are semnul ăla când noi nici măcar nu locuim în clădirea 35 și locuim în clădirea 41? Eu nu pricep, ori mai erau niște detalii pe care noi le-am ratat, dar mă îndoiesc. Nu înțeleg, pur și simplu, deci pe harta aia cred că erau minim vreo 30 de clădiri. Erau multe clădiri și nu știai unde să te duci. Deci chiar nu pricep care a fost logica acolo, în fine. A fost un joc ok, a fost cât de cât horror, dar am zis să-l terminăm până la capăt pentru că puteam să ne oprim după vreo 20 minute. Văzusem ce era de văzut. Dar hai să lucem până la capăt. Dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like și poate mai jucăm și mâine un joc, alt joc horror. Vă mulțumesc să ne-ați acordat la viitoare. Pooo!